Doamna Elena Mateescu, directorul ANM, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Cât mai durează acest gel puternic, doamna Mateescu? Ce urmează? Pentru că ați venit cu o prognoză nouă. Bun găsit, într-adevăr, perioada mai rece va mai fi de interes la acest sfârșit de săptămână, deoarece atât maximele vor fi în general apropiate de normalul termic, chiar și cu valori negative, între minus 5 până la 5 grade, cu cele mai ridicate valori, în special în sudul țării, 4-5 grade Celsius, însă noaptea temperaturile minime vor fi preponderent negative în toată țara, cu cele mai coborâte valori, de pildă sâmbătă dimineața, sub minus 10 grade, posibil chiar minus 15 grade în zonele de presionare din estul Transilvaniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei, în timp ce în sudul țării vorbim de asemenea de minime negative, spre minus 7, cu minus 6 grade chiar și în capitală. Duminica, același ecart al valorilor de temperaturi la nivelul maximelor, cu valori de la minus 5 până la cel mult o ușoară creștere, 7-8 grade în sudul extrem, dar minimele rămân în continuare negative, cu valori sub minus 10 în depresiuni și în zonele centrale nord-estice, cu minus 5 în capitală, dar trebuie să menționăm și intensificările de vânt cu viteze la rafală de 70-90 de km pe oră, viscolind ninsoarea, iar regimul de temperaturi, mai ales la valori minime, cu siguranță în condițiile asocierii și cu intensificările de vânt, vor amplifica senzația de rece. Săptămâna va debuta cu o ușoară creștere a temperaturilor, vorbim deja de valori, în special în sudul țării, între 8, 9, chiar 10 grade Celsius. Ne așteptăm ca ziua de luni să aducă o maximă în jurul la 8 grade și în capitală, în timp ce în jumătatea nordică a țării valori ușor mai coborâte, până la cel mult 6-7 grade, însă și minimele vor crește ușor spre valori de minus 10 grade până la cel mult 2 grade. Valorile mai coborâte rămân în continuare în zonele centrale și nordice ale țării. Mulțumesc, doamna Elena Mateescu, pentru toate aceste date.